pasiune și iubire. Zahăr brun, 5 inimioare. Din adevărata trestie de zahăr. Bună, Silvia! Și mă bucur! Și eu mă bucur tare că ești aici. Mulțumesc pentru invitație. Hai să-ți spun un pic de ceai. Să ne încălzim pe vremea care începe să se răcească. Să mai încălzi puțin. De da. Ce? Da. Uite, îți arăt imediat asocierea. Imaginea cu care te-am asociat. Dar să știi că nu este atât vorba despre imaginea în sine. Nu atât despre sport și nu atât despre imaginea în sine, este vorba cât despre această ambiție a sportivelor de a înainta către performanță, de a depăși obstacole. Pentru că eu atunci când mă gândesc la tine, eu te văd ca un om care întotdeauna ajunge undeva într-un punct, îl depășește și își pune alt scop ca să ajungă alt punct în viața sa. Da, știi, când m-am privit pentru prima dată, am văzut ce m-ai asociat, mi-am adus aminte când în copilărie am participat la competițiile republicane de atletică ușoară. Și era una din probe, era saltul peste bariere. Peste bariere, da? Fantastic! Știi, cred, da, eu cred că m-ai asociat corect sau cel puțin interpretarea acestei fotografii mai mult sau mai puțin corespunde cu ceea ce sunt, îmi propun a fi cel puțin în viață. Și pentru mine este important că atunci când eu ating sau depășesc o anumită etapă în viața mea, să merg mai departe, fiindcă mă plictisesc pur și simplu dacă stau pe același loc și mai mult ca atât. Întotdeauna am chiar și o lemă în viața mea care spune că non-progress, regrese. Și eu sunt absolut convinsă de acest lucru, fiindcă dacă persoana nu progresează în ceea ce face sau în ceea ce este, nu poate să meargă mai departe. Ea pur și simplu rămâne în urmă, fiindcă toți ceilalți merg mai departe. Dar zi-mi, uite, faptul că acum, foarte recent, ai fost decorată cu un orden, da? Ești cavaler al ordenului Regina Izabela Catolică. Da. Acest orden, această distincție, este finalul unei curse? Bine, eu nu mi-am pus ca scop în viață să obțin câte mai multe distincții, da. Fiindcă nu cred că asta ar fi un scop corect pentru oricine, fiindcă o distincție ți se oferă atunci când corespunzi unui anumit standard. Pentru ce s-a oferit ție această distincție? Bine, el se oferă pentru un comportament civic corect, pentru promovarea intereselor culturii și limbii și literaturii spaniole, peste hotare sau pentru merite deosebite în cadrul țării, fiindcă el este oferit atât cetățenilor spanioli cât și cetățenilor străini. Știți că acest orden a fost fondat în 1815 de către regele Spaniei, da? Și este o distinție foarte prestigioasă, mi-au spus foarte mult spanioli și m-au felicitat, m-a felicitat chiar și președintele corporației noastre, mi-a trimis o felicitare personalizată și eu mă bucur foarte mult, desigur pentru mine este o onoare, dar cred că și o mare responsabilitate, fiindcă... Dar cum te simți tu acum cu medalie în piept? Te simți, s-a schimbat mersul, poate? Ești mândră? Eu da, sunt eu mândră. Eu sunt foarte mândră, sigur că eu sunt mândră. Mă simt onorată, sunt bucuroasă că am primit acest orden, fiindcă este ceva absolut deosebit, inedit pentru mine, dar cred că chiar și la nivelul țării este ceva absolut... La nivelul țării, pentru că moldovenii noștri nu atât de des primesc medalii, nu atât de des au așa distincții. Eu m-am simțit foarte mândră pentru tine. Da, îți mulțumesc, Sanda, eu la fel mă simt foarte bucuroasă pentru...
această mențiune. Dar și... simt tu, în general, ești cumva dependentă de aprecierea oamenilor. Absolut. Îți place să fie, dar îți place să fie apreciată. Eu cred că orice om poate, oricărui om îi place să fie apreciat și omul este în societate, de fapt, și trăiește în societate pentru a obține acea apreciere și este absolut, tu ca psiholog știi mai bine ca mine aceste lucruri care sunt în subconștiința fiecărui om, dar nu este un scop în sine de a fi apreciat de toți, fiindcă este absolut clar că nu poți place oricui, tuturor. Dar de cine îți place cel mai mult să fii apreciat? Apreciarea cui contează? Pentru mine aprecierea contează foarte mult aprecierea copiilor mei, în primul rând, familiei mele, desigur. Este foarte important aprecierea prietenilor mei și cred că echipei mele de, cu care lucrez în fiecare zi. Eu cred că asta e cea mai mare apreciere. Am văzut că tu ai luat-o pe fetița ta în momentul decernării. Da. De ce ai luat-o? Eu am vrut ca ea să fie alături. Ea are 6 ani, merge la școală. Asta e Cătălina. Nicoleta asta a rămas acasă că e prea mică, are un an de zile. Da, Cătălina am vrut să fie alături. De obicei, ea întotdeauna este alături de mine. De la 2 luni, când ea s-a născut, eu am primit o invitație de la ambasadorul Spaniei la București, la o cină, și noi am luat o subțioară și am plecat cu ea la București. Așa. Și de atunci ea întotdeauna merge în toate deplasările cu mine. Acum cu școala este mai complicat, dar până la școală a fost întotdeauna cu mine și de aceea ea cred că s-ar fi supărat dacă eu nu aș fi luat-o. Deci, dar ea a conștientizat momentul, ți-a zis ceva? Absolut, ea este foarte bucuroasă și mândră și ea este, cred că, mult mai ambițioasă ca mine. Ea a spus mai că... Mai ambițioasă ca tine. Se poate, da, așa ceva. Ea a zis că chiar a făcut o comparație între medalii care le are ea de la not în fiecare an când le primește la competiție și mi-a spus că îmi dau seama că medaliile mele sunt mai puțin valoroase decât medalia care ai primit tot. Așa a zis. Da, și zici, eu tot într-o zi îmi primesc o medalie, eu zic neapărat, Cătălina, așa că da. Dacă ai fi făcut altceva, tot ai fi ajuns la o medalie, tot ai fi ajuns la o distincție? Sana, ți-am zis că nu mi-am pus ca scop să ajung la careva distincție. Cred că dacă aș fi făcut altceva, orice aș fi făcut, aș fi făcut cu dăruire și cu suflet, la sigur, fiindcă altfel nu aș putea să fac nimic. Întotdeauna mă stărui să fac ceva bine pentru ceilalți din jurul meu și eu știu, poate aș fi primit, poate nu, dar îți spun că asta nu contează, chiar cu siguranță nu contează. Absolut, pentru că asta este un gest simbolic până la sigur, urmă. Da, este doar o mențiune, ca să-i spunem așa. Da. Dar zi-mi tu, ai început cariera ta... Foarte straniu. Foarte straniu. De ce zici că foarte straniu? De ce? Că eu, când am început cariera mea, nu știam ce o să fiu în viață, fiindcă eu am mers foarte devreme la universitate. Pe atunci, părinții mei m-au dat la școală de 6 ani, pe când toți mergeau de 7, și la 16 ani trebuia să iau decizia ce voi fi în viață. Și mi-era foarte greu să decid, fiindcă nu știam cine sunt și ce aș putea să fac, mai mult ca atât. În timpurile străvechi, sovietice, din păcate, copiii nu înțelegeau care sunt profesiile, nimeni nu le explica ce înseamnă fiecare profesie în parte și atunci, clar, fiind de 16 ani, adolescent, cam nu vedeam, nu înțelegeam foarte clar care sunt perspectivele și atunci chiar mi-aduc aminte, tatăl meu mi-a spus că eu nu am responsabilitate civică și el era absolut șocat de faptul că eu nu știu ce vreau să fiu în viață. Acum ce spune tatăl? Mă, el este mândru, desigur. Dar atunci a zis, cum așa, la o vârstă de 16 ani, tu nu știi ce vrei să fii în viață? Eu zic, păi eu nu știu, dacă nu știu ce să fac. Și atunci, considerând capacitățile mele de limbi străine, mama mea a insistat că eu să merg la medicină, dar eu am zis că
ceea ce sunt sigură că nu vreau să fiu, asta medic. Și zic, eu la medicină nu mă duc. Și atunci tatăl meu a zis că bine, dacă ai capacități în limbi străine, măcar du-te la o facultate de limbi străine. Și am mers la limbi străine. Îmi pare și rău. Apoi foarte repede ai evoluat. Da, și ai crescut în carieră. Da, fiindcă am mai făcut trei facultăți paralel, exact. Căutându-mă pe mine, tot așa, în căutare sunt. Da, această creștere în carieră pentru tine a însemnat și o evoluție personală cumva? Absolut, fiecare etapă din carieră a presupus o evoluție, fiindcă atunci când ajungi la un anumit post, da, de exemplu, el presupune anumite responsabilități. Și atunci, asumându-ți-le, tu te dezvolți. Unele le faci mai bine, altele le faci mai puțin bine, dar perfecționându-te, ajungi la etapa când deja vrei să mergi mai departe. Și atunci ți-e mai simplu. Fiecare etapă a fost întotdeauna mai complicată decât cea precedentă. Cea precedentă. Și asta m-a permis să evoluez ca persoană, ca profesionist și mă bucur foarte mult că am avut aceste oportunități în viață, fiindcă nu fiecare le are. Absolut. Dar despre o etapă aș vrea în mod special să te întreb. Uite, tu ai fost desemnat în funcția de președinte a Red Union Fenosa la etapa în care erai însărcinată. Da, corect. De fapt, a fost cu al doilea copil. Da, cu al doilea copil. Deja a trecut 16 ani. Noi am hotărât cu soțul meu să mai avem un copil. De fapt, și faptul că am avut perioadă foarte complicată la serviciu, s-a stabilit cât de cât întreprinderea, deja a început să aibă profit și eu eram convinsă că a venit o etapă în viața mea când ar fi bine să mă gândesc să mai am copii. Și noi foarte conștient am făcut acest pas cu soțul meu, eu cu gândul că îmi voi lua concediu academic, concediu de maternitate și voi avea puțin răgaz ca să mă ocup și de familie, nu doar de întreprindere. Și când m-au anunțat, ei nu știau că eu sunt gravidă, eu am fost la Madrid și le-am explicat situația mea, le-am spus că eu n-am să mă supăr absolut deloc dacă ei își vor schimba decizia și... Dar este totuși ei decizii... s-au bucurat foarte mult. Au zis că este mult mai bine că tu ești gravidă, fiindcă aceasta o să fii doar tu și ministrul apărării a Spaniei în această situație, că atunci, pe atunci exact, era momentul când a fost numit nou ministru apărării femeie în guvernul spaniol și era gravidă de 7 luni. Și atunci a fost așa un fel de coincidență destul de nostimă. Dar a fost o decizie neobișnuită totuși. Și mai vorbim de țara noastră, dar și în străinătate, femeile de multe ori se plâng pe această situație că graviditatea nu le permite nu să avanseze în carieră, dar uneori ele sunt chiar eliberate din serviciu din cauza aceasta. Da, din păcate există astfel de situații, fiindcă femeia este discriminată din motivul că ea are acest dar. De ce crezi că șefii tăi au insistat să iei această... Eu cred că însă și evoluția mea în cadrul întreprinderii a fost o evoluție destul de logică și ca la carte. Eu am început în funcție de secretar a Consiliului de Administrare și secretar general, apoi am trecut în funcție peste 3-4 ani în funcție de director, apoi peste 3-4 ani am trecut în funcție de vicepreședinte și exact a sosit momentul 3-4 ani ca să merg mai departe. Și posibil că la fel faptul că eu am început de la început când a venit corporația în Republica Moldova și cunoșteam absolut toate măruntaile, ca să spun toate așa, toate dedesubturile întreprinderii, au avut încredere, au văzut cum lucrez, au văzut cine sunt și asta i-a făcut să ia această decizie, probabil. Tu te-ai bucurat? Eu m-am bucurat, dar mi-am dat seama că este o responsabilitate enorm de mare și eu vreau să spun sincer că prima etapă, prima jumătate de an, un an, mi-a căzut, eu am simțit pe umerii mei această responsabilitate și am avut nevoie de o perioadă pentru a mă adapta la această poziție, fiindcă și a fi vicepreședinte și a fi președinte sunt două lucruri diferite. Brațe. Da, bebelușul nu.
nu m-a afectat atât de mult. Uh-huh. El a fost un bebeluș foarte sănătos, voios, bucuros, liniștit și cu minte. Și familia în general și familia m-a susținut. Da, și de ce am reușit, eu cred. Uh-huh. Da, a fost chiar foarte interesant. Ți-am zis, mergea Cătălina cu mine de la două luni oriunde și noi chiar primeam plăcere de la faptul că mergeam împreună și asta m-a ajutat și nu simțeam acele remușcări, că iată, copilul este undeva, dar eu sunt departe. Sau... Dar soțul tău întotdeauna te-a susținut, întotdeauna a vrut să înaintezi cu așa o viteză. Uneori bărbații se sperie un pic când văd că femeile își iau așa având. Da, știți, soțul meu este o persoană foarte ambițioasă. El este o persoană... Apropo, ce face soțul? Soțul meu, noi avem o întreprindere privată și el se ocupă de întreprinderea noastră. Și el este o persoană foarte puternică și la începutul vieții familiare, desigur, au fost anumite situații când trebuia să împărțim teritoriul de influență, ca să-i spun așa. Dar până la urmă eu cred că respectul, dragostea și încrederea unul în altul ne-a permis să ne găsim fiecare locul nostru în familie în așa fel încât să ne susținem și să ne ajutăm pentru ca să evoluăm mai departe. Uh-huh. Fiindcă ne-am dat seama că ați stabilit niște reguli, ați discutat. Da, da? Noi discutam. Uh-huh. Este important probabil în relație între cei care trăiesc împreună ca să se respecte și să permită celuilalt să evolueze și să respecte faptul că el este diferit, că el nu este așa cum tu ai vrea să fie și faptul că el nu este așa cum tu ai vrea să fie nu înseamnă că el este rău sau are careva neajunsuri. Faptul că el este diferit îți aduce mai multe culori în viața de zi cu zi. De foarte multe ori tinerii încearcă să se schimbe unul pe altul, fiindcă ei își fac un anumit ideal a celui pe care îl iubesc și când se trezesc peste careva timp că de fapt idealul nu corespunde cu realitatea, apar problemele în relațiile bilaterale. Și... Dar această înțelepciune ai știut-o din start sau a venit în timp? Sau ți-a spus-o cineva? Eu cred că ea vine în timp și ea vine din experiențele care le trăiești împreună și până la urmă eu cred că dacă două persoane sunt inteligente și înțeleg acest lucru, chiar dacă le este greu să treacă peste anumite dificultăți, atunci succesul și durabilitatea acestor relații continuă în timp, eu cred. Este un efort bilateral, eu aș spune, nu este un efort doar dintr-o singură parte. Nu poate o persoană singură să construiască tot. Este imposibil. Noi singuri suntem unde unul nu-i putere, așa cum este proverbul moldovenesc. Trebuie să fim toți împreună și nu doar cu soțul, trebuie să fim toți împreună cu copiii noștri. Copiii noștri... Câți ani au copiii voștri? Noi avem 3 copii. Da. Ovidiu are 22 de ani, Cătălina are 6 și Nicoleta are 1 an. Să vă trăiască. Da, mersi, mersi. Ei participă activ la viața familiei. Da, cum vorbești tu, ai senzația că, într-adevăr, copiii fac parte până și din activitatea ta. Absolut, și voi sunteți foarte integre, cumva. Da, noi încercăm să fim ca un nucleu unic, toți împreună. Încercăm să nu ne separăm, chiar dacă permitem. Noi suntem, eu aș spune, ca o moleculă. Este un nucleu și în jurul ei sunt atomi, dar ei nu se despart tare unul de altul, pentru că atunci explodează tot. Atunci noi încercăm să ne ținem uniți, suntem un întreg, dar în același timp suntem separați. Fiecare are viața lui personală, profesională, integritatea sa, dar fiind în orbit acestei molecule care se ține foarte strâns, ne ține foarte strâns unul de altul. Da, eu mă bucur fiindcă copiii noștri, chiar și Ovidiu, chiar Cătălina,
ei decid, noi decidem împreună unde mergem să ne odihnim sau preferințele încercăm să le avem comune. Da, apropo, eu știu că ție îți place să mergi la mama ta. Într-un, am citit într-un interviu care trăiește în Spania, pe malul oceanului, da? Da, știți, acolo este, sunt niște locuri, niște stânci care ies chiar departe în ocean și atunci ești singur cu natura și lucrul acesta îți permite să, să te odihnești puțin de, de lume în general. Și eu destul de des merg pentru a avea acest contact cu natura și a fi puțin singur. Câteodată omul chiar are nevoie să fie singur pentru pur și simplu a se odihni și a se recapăta pe sine însăși. Ți-ar place la un moment dat să te muți și tu în Spania, să trăiești și tu pe malul oceanului? Nu știu. Noi, de fapt, am dat drumul la rătăcini atât de profund în Republica Moldova. Suntem unici din toată familia, atât a mea cât și a soțului, care am rămas în această țară, fiindcă toți absolut au plecat, și frații, și surorile, și părinții sunt în afara țării. Și nu, ne pare foarte rău că noi suntem singuri, dar cel puțin o dată pe an încercăm să-i aducem pe toți acasă la noi, să facem sărbători familiare, să încercăm poate să-i convingem să mai vină. Încă e greu să-i convingem să revină în țară pe cei tineri, dar nu cred că noi o să plecăm sau avem așa planuri, cel puțin poate la bătrânețe, când o să ne doară genunchii și coatele, da. Vom închiria undeva pe malul mării ceva și ne vom duce iarna ca presiunea atmosferică să nu ne influențeze starea fiziologică. Dar în rest, eu cred că noi o să încercăm cel puțin să facem tot posibil ca să rămânem în Republica Moldova. De fapt, probabil vă și manifestați cât pentru un neam întreg aici. Nu știu, da, este chiar plăcut, este când strângi toată familia, fiindcă lor le este greu peste hotare. Nu le este greu din punct de vedere material, fiindcă sunt aranjați, au profesie, dar întotdeauna când se întorc acasă, pământul îi cheamă și le dă putere, sigur. Atâta energie în tine. E o priză creată special pentru tine la Union Fenosa. Ascunsă undeva acolo în biroul tău unde îți încarci bateriile. Cum duci atâta? Cred că degeaba am ajuns în fruntea unei companii energetice. Da, nu, eu cred că este ceva genetic. Mama mea este o persoană foarte, foarte activă. Eu întotdeauna am spus că aș fi vrut să am măcar jumătate din energie care o are ea. Este, pur și simplu, cred eu, un dar de la Dumnezeu să ai capacități de energie ascunsă internă. Și este rezerve de energie regenerabile. Regenerabile, exact. Este surse noi de energie, suntem în căutarea surselor noi. Da. Poate atunci când găsiți o sursă nouă de energie, vă energizați și voi. Da, energizezi da, și da, tu. Da, da. Nu. Eu cred că este important ca să nu ne erosim energia pur și simplu pe lucruri inutile, mai puțin plăcute, mai rele, mai diferite, mai ceea ce nu se aduce plăcere sau bucurii. Și atunci rezervele... Și cum te concentrezi tu? Cum reușești să te concentrezi doar pe lucruri pozitive, doar pe lucruri care te umplă de energie, îți aduc această stare în care, uite, vreau să fac, vreau să construiesc, vreau să înaintez?
Eu încerc, în primul rând, atunci când sunt obosită, să mă culc să dorm, elementar. Și somnul ajută foarte mult, chiar recomand tuturor, când sunt obosiți, să nu ia decizii, să lase pe mâine ceea ce ar fi vrut să facă astăzi. Și atunci când te trezești a doua zi cu capul mai limpede și cu spiritul mai cald, ți apare această bucurie de viață și această energie care poate seara nu ai avut-o. Dar atunci când stingi lumina și te culci, la ce te gândești? Este important să mai... Este important să mai fie din când în când câte o pană de curent, am în vedere spirituală, ca să nu existe gânduri pentru ca spiritul să se odihnească. Este un lucru nu spus de mine, că atunci când avem prea multe gânduri, ne este foarte greu să ne concentrăm la ceva concret. Și eu mă stărui când provoc artificial această pană de curent, pur și simplu să nu mă gândesc la nimic, fiind conștientă că a doua zi voi fi capabilă să ai vreo tehnică să faci asta. Eu cred toată că lumea este se interesează cum este posibil. Este un exercițiu în timp, este un exercițiu de autodisciplină, pur și simplu. Te-a învățat cineva? Nu m-a învățat nimeni, m-am învățat eu singură. Am încercat să găsesc acea modalitate care mi-ar permite mie să merg mai departe, mai ușor. Și mi-am dat seama că, de fapt, dacă ai foarte prea multe preocupări în același timp, nu reușești să faci nimic, trebuie să le pui în rând. Să ai o listă a priorităților. O listă a priorităților, să începi de la cea mai importantă până la cea mai puțin importantă și să le faci una după alta, fără a te preocupa atunci când faci ceva de lucruri care nu sunt în lista priorităților, și acest lucru îți permite să avansezi. Da. Ar fi un secret pe care l-ai dezvăluit acum. Nu știu dacă este un secret. Este un secret cunoscut de toată lumea, dar aplicat de puțin. Este important să exersezi această autodisciplină în fiecare zi. Poate nu reușești din prima, poate nici dintr-a doua oară, nici într-o săptămână, nici într-o lună. Dar dacă faci permanent acest lucru, insiști asupra ta, atunci îți este... Fiindcă dacă te cucerești pe tine, vei cuceri o lume întreagă, a spus un filozof din antichitate. A spus un mare adevăr. Da, un mare adevăr, sigur. Eu cred că te mai caracterizează ceva și tu o să-mi spui dacă am dreptate sau nu. Și această caracteristică îți ajută foarte mult să obții ce ai. Eu am așa o senzație că tu ești un om care nu pune multe lucruri la îndoială, nu se îndoiește. Eu cred că foarte multă lume irosește o cantitate enormă de energie tot punând foarte multe lucruri la îndoială. Da, e posibil, da, nu este posibil, da, merit, da, nu merit, dar ar trebui să am asta sau ar trebui să am cealaltă, de ce nu am? Tu, în schimb, îmi pare că pășești prin viață ca un om care acceptă exact ceea ce primește și dacă primește, este recunoscătoare pentru ceea ce a primit, dacă nu primește, este ok. Înseamnă dacă că nu primești, merge și ea ceea ce vrea. Uite, asta vreau să te întreb. Primești, dacă nu primești, și ea singură. Așa, cum își ia singură? Bine, sunt circumstanțe anumite ale vieții care câteodată sunt favorabile, câteodată nu sunt favorabile. Și atunci ești într-o situație când vrei ceva astăzi, dar nu obții. Fiindcă nu depinde doar de tine să obții ceea ce vrei. Depinde de ce din jurul tău, de circunstanțele în care te afli, de locul în care te afli. Dar dacă îți pui ca scop să obții ceva cu adevărat, atunci tu întotdeauna vei găsi și circunstanțele, și timpul, și locul pentru a obține lucrul care îl vrei. Dacă vrei cu adevărat acest lucru. Și lucrul ăsta este absolut pentru tot ce îți propui în viață. Și nu o singură dată m-am convins pe parcursul vieții mele conștiente, după 20 de ani, când oamenii devin conștienți de ceea ce sunt, că se adeverește absolut orice vis care tu îl ai și ți-l propui ca să-l ai.
Problema este că nu l-ai atunci când tu vrei, exact în timp. Iată, eu vreau astăzi. Lucrul ăsta nu este, posibil doar când câștigi la loterie. Exact. Vrei să câștigi, ai câștigat, dar este o posibilitate dintr-o sută de milioane de cazuri. Dar excluzând acest noroc orb, da, atunci este posibil, dar trebuie să muncești pentru ceea ce vrei și să te concentrezi și să încerci să mergi spre acel scop. Care este următoarea etapă, Silvia? Care este următorul scop? Ești președintele Red Union Fenosa. Care ar fi următoarea etapă? Celălalt pas? Unde mai poate e? Unde mai poți evolua? Eu țin minte când am fost numită președinte, fratele meu m-a sunat și zice: păi, dar tu îți dai seama unde o să mergi mai departe, ce o să faci mai departe după ce ai să fii președinte la Uniunea Fenosa? Eu sunt sigură că nu mă opresc în funcția aceasta pentru toată viața, fiindcă mai sunt alți munți de cucerit, ca să spunem așa. Încă nu mi-am pus scop exact referitor la următoarea etapă a evoluției, dar cred că la sigur o să fie ceva nou în viața mea și acum cred că este cazul ca să avem multe lucruri care trebuie să închise și soluționate în cadrul întreprinderii. Eu o să spun de care o sunt responsabilă și care n-aș vrea să plec acum. Pe care ai spus-o tu într-un interviu. Visul meu este să fac politică mare atunci când va veni timpul. Da, când va veni timpul. Ce probabil înseamnă politică mare pentru tine și cum o să înțelegi că a venit timpul? Eu cred că fiecare, eu am spus deja, fiecare post are anumite responsabilități și trebuie să fii pregătit pentru ceea ce vrei să faci. Și nu doar pregătit, trebuie să dedici anumit timp ca să ajungi. Trebuie să te ocupi nemijloci. De exemplu, dacă te ocupi de politică, atunci trebuie cel puțin jumătate de an, un an, să încerci să vezi ce înseamnă politică. Fiindcă politică nu este doar ieșirea pe ecran și declamarea anumitor idei, da, sau să faci anumite declarații, să încerci să convingi oamenii despre un anumit lucru. Politica este o știință care trebuie studiată în profunzime pentru a putea să te ocupi de ea, fiindcă chiar dacă eu nu sunt inginer, până ajunge la funcția de președinte a companiei, eu am fost în practic în toate țările Europei, am văzut toate sistemele de generare posibile și imposibile, toate sistemele de transmisie și distribuție electrică, am intrat și am văzut transformatoare. Și acum vei face toate țările să vezi cum funcționează partidele politice în Europa. Este important să cunoști cel puțin bazele. O abordare profesionistă. Da, eu cred că nu aș fi vrut să intru într-o anumită activitate fără a fi pregătită. Dar că nu este corect nici față de mine, nici față de cei din jur. Dar când ar fi această intrare? Tu o vezi așa? Măcar cât de cât? Aproximativ. Eu am spus că eu nu exclud această posibilitate, dar probabil astăzi nu este la sigur acel moment când eu aș intra în politică. Mai am puțin de învățat, mai am puțin să mă mai pregătesc. Am început recent să văd ce înseamnă lucrul acesta. Am avut întâlniri foarte interesante cu experți internaționali. Este absolut diferit de ceea ce înseamnă afacere privată. Sunt lucruri care doar un expert poate să-ți explice ce înseamnă un partid, cum funcționează un partid, ce înseamnă politică în general. Adică, totuși, până nu ești acolo în interior, nu știu dacă exact, e posibil să cunoști. Nu puteți fiți profesionist fără a trece universitate.
partea, nu? Da, nu îți dă tot... o funcție până când nu treci o anumită școlire. Eu cred că este important. Da, sigur, este posibil. Eu nu exclu faptul că poți să te lansezi și să înveți pe parcurs. Dar este mult mai sigur și cel puțin pentru mine, eu dacă merg să fac ceva, merg să fac ceva pentru a face bine și a fi primul. A face perfect nici și a fi prima. Da, altfel nici nu mă apuc. Fiindcă dacă nu sunt sigură de faptul că sunt pregătită sau nu, nu am siguranță că voi obține acest obiectiv. Dar fiind convinsă că obțin obiectivul, nu mă va împiedica nimic să-l obțin, asta la sigur. Nu am nici cea mai mică îndoială. Și am citit un comentariu unui cunoscut jurnalist de la noi în ziua când ai primit acest ordin, a zis că el și-ar dori, este vorba de Vasile Butnaru, da, care a zis că el și-ar dori să te vadă în această funcție. Și atunci eu m-am gândit, până atunci nu m-am gândit, recunosc, că și eu mi-aș dori asta. Pentru că urmărindu-ți parcursul, văzând cum ai depășit, cât de elegant, cât de frumos și cu cât, dăruire ai trecut tu prin viață, prin cariera ta, atunci m-am gândit, recunosc, în acel moment m-am gândit cât ar fi de frumos să fie o femeie în fruntea țării noastre, așa o femeie. Mulțumesc, sunt măgulită, dar eu cred că este, pentru fiecare om este important ca să facă bine ceea ce face în momentul circumstanțelor care îi corespund. Da, eu înțeleg. Și noi, nu merge vorba de a fi primul sau prima persoană în țară pentru a face ceva bine sau este o onoare, desigur, și reprezintă o țară atunci când ești președintele unei țări. Este, cum am spus, o responsabilitate enormă, fiindcă dacă la Union Fenosa e întotdeauna, zic, dacă în cadrul companiei noi avem 850.000 de consumatori, atunci la nivelul unei țări ai 4 milioane, practic, fiindcă răspunzi de 4 milioane de crezi persoane. Crezi că e o diferență foarte mare? Nu cred că este o diferență. Ori faci o petrecere pentru 10 oameni, ori pentru 100. Da, unii mănâncă 1, mănâncă și 2. Da, sunt de acord. Dar, într-adevăr, este o responsabilitate. Oamenii au așteptări. Merge vorba despre soarta oamenilor, nu doar despre distribuția unui serviciu public. Este, eu cred că este un lucru foarte, foarte serios și eu sper că persoanele care vor veni la guvernare vor face tot posibil ca țara noastră să fie o țară prosperă. Dar fiindcă tu... noi fiecare, iată, tu faci o emisiune extraordinară. Noi ne facem lucru în domeniul energetic. Ceilalți fac lucruri sau ar fi bine ca fiecare în locul unde se află să încerce să facă ceea ce face bine. Și atunci nu o să aibă importanță cine o să fie președintele țării. Tu comunici cu primele persoane din stat. Dar eu faci nu schimb de idei. Nu, eu știu, nu. Am în vedere, faceți acest schimb de idei, adică tu... Da, sigur, noi prin asociații care, asociațiile de business, da, prin asociațiile non-guvernamentale, unde eu sunt în Consiliul de Directori, noi încercăm să facem propuneri, să explicăm care este situația, care ar fi schimbările care trebuie să făcute, fiindcă chiar avem nevoie de destul timp pentru a face regulă în interiorul cadrului legislativ, fiindcă avem o situație când avem legislație europeană ordinară, iar legislația secundară este încă din epoca sovietică și avem această contradicție de legislație când ea poate fi interpretată și această interpretare provoacă abuz din partea anumitor persoane publice în funcție și se dezvoltă corupția din cauza acestui lucru. Este nevoie de a schimba toate gosturile în standarde internaționale. Este foarte mult de lucru care necesită o dedicație a mai multor persoane în echipă, de profesioniști care să lucreze cot la cot pentru ca să facă puțină lumină, să simplifice ce este complicat, fiindcă nu degeaba s-a spus că
tot ceea ce este genial este simplu. Este simplu. Fiindcă simplitatea permite și o anumită libertate permite dezvoltarea și evoluția atât a economiei cât și a societății în general. Deci ar fi cazul probabil să dedicăm aceste eforturi. Noi în domeniul energetic lucrăm foarte strâns cu agenția de reglementare. Cred că datorită nouă s-au făcut schimbări regulatorii foarte importante pentru sector. Noi am adus legislația secundară a sectorului deja într-o situație când sectorul este destul de transparent și pot funcționa întreprinderile în cadrul său. Ne-au rămas gosturile sovietice care trebuie schimbate, dar asta cred că ar fi deja ultima etapă și sectorul energetic chiar cred că s-ar afla într-o situație destul de aproape de standardele internaționale. Și acest lucru trebuie făcut în toate sectoarele, nu doar în unul. Dar această comunicare, aceste discuții, tu comunici foarte mult și te afli foarte des în lumea bărbaților. Și comunici cu mulți bărbați. Da. Spune-mi, cum e să păstrezi feminitatea în această lume? Cum e să rămâi femeie? Eu sunt femeie, câteodată am zis nu o singură dată că eu uită de faptul că eu sunt femeie, fiindcă mai ales la serviciu când merge ca un profesionist și atunci chiar aveam și glume, spuneam că sunt un gen ambigen, fiindcă nu sunt nici bărbat, nici femeie, sunt ceva de genul ambigen, fiind la serviciu și atitudinea de a fi profesionist îți permite să-ți faci lucruri bine. Fiindcă noi toți, până la urmă, bărbați sau femei, noi suntem egali. Eu întotdeauna am fost pentru non-discriminare. Eu nu cred că ar fi cazul să discriminăm persoana pentru gen, pentru vârstă, pentru orientare, pentru apartenență la o anumită națiune sau religie sau oricare alte criterii de discriminare care există. Și atunci când noi vom reuși în societatea noastră să ajungem la nivelul că nu vom discrimina, nu ne vom discrimina unul pe altul, că până la urmă noi ne discriminăm unul pe altul când aplicăm discriminarea în toate aceste categorii. Dar tu simți această discriminare uneori? Simți această atitudine că uite, se discută cu tine totuși ca și cum s-ar discuta cu o femeie, dar nu, poate s-ar fi discutat altfel dacă ai fi fost bărbat. Ai avut așa momente? Eu am avut momente în cariera mea, acum nu mai am. Eu poate eram foarte tânără când am început, fiindcă mai am început cariera foarte tânără și într-adevăr a fost situații când atitudinea bărbaților în discuții era puțin cam stranie, ca să-i spun așa. Chiar am avut o situație când a venit o delegație dintr-o țară europeană și trebuia să întâlnească cu președintele companiei și el era plecat. Și atunci eu, fiind sau vicepreședinte sau director, exact nu mai țin minte, m-a lăsat pe mine să mă întâlnesc cu ei ca să discutăm despre sectorul energetic, proiectele lor și să explic care e situația. Și ei fiind în sala de ședințe, eu am intrat, m-am așezat în capul mesei și ei au rămas absolut perplex și n-au înțeles de ce eu m-am așezat în capul mesei. Dar după ce am început să discutăm și să vorbim și să analizăm proiectele și mai departe, cel mai interesant mi-a plăcut reacția la sfârșit, fiindcă ne-am făcut fotografii, ne-am prietenit cu toți, adică a dispărut această percepere, ca să spun așa, subiectivă a femeii. Fiindcă la fel este important cum și femeia s-a târnă față de sine însă și cum de cine ea se poziționează. Dar vreodată te-ai folosit de fapt tu că ești femeie, ca să obții ceva, ca să ți se cedeze ceva, poate. Eu, trucuri femeiești, nu știu. Am avut situații când chiar de alte femei, o femeie s-a apropiat de mine și mi-a spus, dar știi, tu ai o privire așa stranie și ai observat? Eu zic, n-am observat în privirea mea nimic. Nu, că dumneavoastră priviți într-un fel anume. Eu zic, nu știu în ce fel aș putea eu să privesc, eu privesc pe toți tot una.
Adică, nu, eu n-am încercat să folosesc și mă stăruiesc să nu folosesc trucuri feminine, fiindcă anume faptul că cineva încearcă să folosească trucuri feminine în domenii profesioniste provoacă acel gen de discriminare care apoi apare. Uh-huh. Este important la serviciu și în ceea ce face, ce ține de domeniul seriozității, să lăsăm să fie în domeniul seriozității, fiindcă trucurile feminine, a fi femeie, a fi frumoasă, a fi gingă și poate câteodată a fi cochetă, ține de domeniul unei relații interpersonale și atunci aceste lucruri se aplică atunci când le corespunde a fi aplicate, dar nu în situații când chiar nu ar fi cazul. Și ar fi bine ca femeile să se gândească la acest lucru foarte serios și să înțeleagă că să poată separa ce corectitudine, corectitudinea în relații și atunci mai puțin vor fi discriminate și bărbații subconștient, eu fiind gen ambigent, ei subconștient adoptă o atitudine corectă. Corectă, da. Când văd, de exemplu, că ei exagerează, atunci eu pur și simplu declar că ceea ce s-a spus sau atitudinea care a fost este o discriminare. Pur și simplu, nu mă răzbun, nu mă supăr, pur și simplu zic, uite, ceea ce faci și ceea ce spui, eu consider că este o discriminare. Și credeți-mă că toți bărbații după aceasta nu mai încearcă să facă aceste lucruri. Eu știu că ai o nouă pasiune. Grădinăritul. Da, și arta. Da, frumos. Dar eu am vrut să te întreb, dacă ar fi să te asociezi cu o floare, ce floare ai fi? Uf, mie toate florile îmi plac. Eu am... Regina grădinii mele este trandafirul ăsta japonez, bujorul japonez. Deci eu sunt cu bujorul, pentru el că eu te-am văzut bujor. Eu te-am văzut, sincer îți spun. Eu, pur și simplu, el atât de frumos. Nu de ce că eu mă asociez cu el. Pur și simplu, el îmi place cel mai mult din toată grădina mea. El e cel mai frumos lucru care îl am. Eu vă doresc să vă creșteți grădina din curtea voastră și grădinile din sufletele voastre. Mulțumesc, Sandra, mulțumesc mult! Și iubire. Zahăr Brun, cincine mioare. Din adevărata trestie de zahăr.